Declarație halucinantă a ministrului de finanțe. În urmă cu foarte puțin timp, Dan Vâlceanu a admis că nu știe, atenție, care este salariul minim din România. Haideți să urmărim împreună momentul. Aveți idee cât e salariul minim în mână? Poftiți? Salariul minim în mână, net, în România. Da, este în jur de 1600 și ceva, 1630. 1386. 2000, e 2380, cred, salariul minim, 2300 salariul minim brut. Deci nu are cum să fie 1300. Da, mă rog. Atâta este. Ok.